Salutare și bun regăsit la Antiguru! Astăzi vorbim despre manipulare și automanipulare, alături de Andy Sechei. Mulțumesc foarte mult, Andy! Salut și bine ne regăsim! Iată că am schimbat din nou mediul, mediu inedit, determinat de faptul că a trebuit să manipulăm contextul, în sensul în care, fiind niște nori de ploaie, am zis că suntem mai feriți sub acest copac și asta e o lecție în sine. Și lecția în sine este că atunci când vorbim despre un subiect atât de sensibil cum e manipularea, el merită tratat sub toate aspectele lui, nu doar sub aspectul ăsta înfricoșător, aoleu, cineva îmi face ceva împotriva voinței mele, care e primul lucru la care se gândesc oamenii de obicei. Însă aș vrea să demistificăm acest subiect astăzi. Vreau să reamintesc că emisiunea Antiguru nu este o emisiune despre cum să te ferești și atât de cei care zic ce să faci. Este o emisiune în care ne străduim să înțelegem toate pozițiile implicate, inclusiv poziția de guru, în ghilimele, adică om care le știe pe toate, le prezintă pe toate și ceilalți trebuie să stea nemișcat și să asculte ce spune. Am gândit această emisiune inițial tocmai în ideea că, făcând parte din această industrie în care există traineri, speakeri și așa mai departe, apar tot felul de interpretări în această meserie, să zicem. Și interpretările astea sunt din categoria cine e ăsta să mă învețe pe mine, până la categoria să ne dea măria sa tot ce știe, că noi suntem mici, nu știm nimic și avem nevoie să fim învățați. Dar pe acest spectru există un, cum zice englezul, sweet spot, un loc în care poți să te deschizi suficient ca să înveți, fără să te lași însă manipulat sau purtat, pentru că, și asta e cel mai important lucru pe care l-am de spus, tu ești stăpânul contextului tău, tu ești stăpânul vieții tale, tu ești singurul responsabil să decizi ce faci cu viața ta și este absolut esențial să fii autonom în viața ta. Orice autor, orice trainer, orice speaker, orice priceput la orice, ar trebui să respecte acest fapt. Cu alte cuvinte, când transferăm învățare, când transferăm cunoaștere către altcineva, ea trebuie să vină la pachet cu responsabilitatea că noi suntem cei care punem pe masă niște idei, iar cine primește, le folosește autonom. Aș vrea să dau un pic de termen lingvistic aici, și anume, ce înseamnă autonom? Termenul autonom e foarte interesant, e format din două particule, auto și nomos. Auto înseamnă tu pentru tine, al tău. Nomos înseamnă regulă. Asta duce la următoarea concluzie. A fi autonom înseamnă să-ți faci propriile reguli. Deci suntem feriți de manipulare în măsura în care înțelegem corect autonomia. A fi autonom înseamnă să-ți faci propriile reguli. Deci dacă primești niște informații, le folosești ca să-ți faci propriile reguli, nu le înghiți pe nemestecate, cum se spune. Și cred că primul pas de asumare este și dacă aleg să mă expun sau nu unei anumite experiențe sau unui anumit mesaj, ținând cont că unele experiențe sau mesaje au o capacitate foarte mare de persuadare sau de influențare a comportamentului. Am ceva specific în cap, dar nu o să-l menționez în emisiune, dar sunt contexte în care odată ce ai intrat în acel context, îți este greu să nu te lași influențat sau manipulat. E foarte bună observație, excelentă observație, pentru că de multe ori primesc prin conferințe sau în sesiunile individuale următoarea situație. Da, domnul Andy, dar viața bate filmul, că uitați, eu sunt la mine la birou, am un șef care face ce vrea cu mine și cum răspundeți la această situație? Și răspunsul meu e foarte simplu, întrebare, cine te-a angajat acolo? Te-a luat cineva cu forța de acasă, te-a legat fedeleș, te-a dus la birou, te-a pus pe scaun și a spus de acum faci ce spun eu. Cred că am depășit epoca respectivă și suntem într-o lume modernă în care însă e foarte tentat să nu-ți asumi. Răspunsul meu este faci ce ține de tine ca să poți să aranjezi contextul în care te găsești în așa fel încât să ai un grad cât de cât de autonomie, iar dacă nu reușești, asumă-ți inclusiv situația în care rupt contractul, te îndepărtezi de acel loc. Nu ești copac, cum spune Tony Robbins. Nu ești copac. Poți să te muți. Te poți deplasa. Și atunci, când înțelegem lucrul ăsta, ne dăm seama că, de fapt, când vine vorba de manipulare, în opinia mea există contexte manipulative. Da, există. Există situații manipulative, dar este extrem de tentant pentru oameni să zică am fost manipulat. Pentru că ce faci în momentul ăla?
în momentul ăla dai responsabilitate. Dar să știi, am înțeles că chiar și copacii se mută cu viteze foarte mici, dacă resursele de apă, de lumină sunt într-o altă direcție și își cresc rădăcinile în direcția apei și încet, încet, cu viteze foarte mici. Da, vezi? Aici vorbim de o perspectivă temporală foarte lungă, adică un copac probabil că își reorientează, cum își reorientează și coroana către soare și rădăcinile către apă, însă oamenii au marele avantaj că pot să schimbe foarte rapid și pot să schimb mai multe lucruri, pot să schimb mai multe elemente astfel încât să fie autonom. Și primul element pe care poți să-l schimbi, mai zic eu așa, să-l manipulezi, tu poți să manipulezi mediul. Pentru că studiile arată că inclusiv ce imagine ai pe birou în momentul în care lucrezi determină măsura în care ești productiv sau nu. Un exemplu simplu este dacă tu muncești într-un mediu care nu e neapărat cel mai bun, dar care îți aduce independența financiară și posibilitatea să-ți împlinești visurile pentru tine și familia ta. Să presupunem că vrei să-ți cumperi o casă și ți-ai făcut un calcul că dacă mai stai un an într-un anumit loc de muncă ce nu-ți place neapărat, avantajul este că o să poți să-ți permiți să-ți cumperi casa visurilor tale. Poate primești un bonus la sfârșitul anului respectiv. Da. Și atunci decizi strategic pentru viața ta, băi, vreau să stau în acest context. Dar tot ține de tine să aplici un pic de omul sfințește locul, pentru că ce arată studiile? Că dacă e o poză cu membrii familiei tale și o așezi pe birou și de fiecare dată când te uiți la poză zici, aha, pentru asta muncesc, îți crește nivelul de motivație, îți crește productivitatea, îți crește puterea de concentrare. Deci iată că această manipulare de care vorbim acum ca un termen foarte superios nu e doar despre asta. Este, poate fi și folosită în sens pozitiv dacă vrei. Sigur că ea are conotație negativă, însă depinde mult de context, de atitudine și interpretare. Pentru că acum am să spun ceva ce puțină lume știe probabil, și anume că termenul manipulare este un termen care, dacă ne ducem la etimologie, la originele lui, înseamnă a mânui cu îndemânare. El nu deci avea o conotație negativă. Da. Propriu spus este nu avea, pentru că nu putem nega faptul că în lumea modernă, prin folosirea abuzivă a acestui termen, el și-a modificat conotația. Și asta e specific la cuvinte. Cuvintele se schimbă în timp. Cuvintele își modifică în timp alura, își modifică conotația și denotația. De exemplu, cuvântul demagog. Cuvântul demagog însemna în trecut la origini lider popular. Dar pentru că unii dintre cei care erau lideri populari au alunecat din punct de vedere moral și au început să-și folosească acel capital popular ca să influențeze masele de oameni într-un sens negativ, rezultatul este că un demagog nu mai este liderul popular pozitiv care era la origini, ci este o persoană, să zicem, în preajma căreia nu ne dorim să fim, pentru că nu transmite coerent sau adevărat ce e de transmis. Și atunci, da, cuvintele își schimbă sensul și e important să respectăm asta. Nu putem să zicem, nu, manipulare nu e negativă. E, are o înclinație, o orientare negativă. Însă, tocmai discuția asta face să demistifice un pic această negativitate și să nu ne ducem în extrem, pentru că nu este despre extreme. A fi manipulativ, dacă scoatem intenția negativă de a-l face pe cineva să fie supus ideilor noastre, dacă scoatem intenția negativă, este influențare. Este influențare, este modelare. Poate fi o modelare a comportamentului cuiva, folosind niște pârghii psihologice, astfel încât să obții niște rezultate? Exact, dar lucrul ăsta se întâmplă oricum. Adică, indiferent că ne place sau nu, când spunem ăsta mă manipulează, eu aud altceva. Eu aud nu sunt capabil să mă protejez de mesajul persuasiv care are la pachet o intenție negativă. Că de fapt manipularea este influențare cu intenție negativă. Asta este termenul cel mai cunoscut. Numai că ce e hilar este că intenția este de multe ori subconștientă. Atenție mare, ce spun acum e probabil cel mai important lucru din întreaga emisiune ca și tematica acestei emisiuni care e manipularea. Intenția este de foarte multe ori inconștientă. Cu alte cuvinte, un om care este un negociator priceput pentru că face zilnic lucrul ăsta, dacă vede un punct slab la celălalt,
E în natura meseriei de negociator să profite de punctul ăla slab. Unul dintre lucrurile cele mai nocive în industria de vânzări, de comunicare, de influențare, de managementul conflictelor, este această noțiune win-win. E important să negociem să fie win-win, adică câștig-câștig. Asta este o idee drăguță, este o idee nobilă, este o idee care prinde la mase și este în același timp o idee greșită. Pentru că, de fapt, ecosistemul de negociere, când doi oameni negociază, fiecare, din start, este chemat să câștige pentru el și echipa sa. Să maximizeze. Să maximizeze beneficiul pentru el și echipa sa. Da, dar uneori poți să câștigi pe termen scurt, să îi forțezi lui ăla mâna într-o situație limită pentru el și să pierzi pe termen lung, absolut, să compromiți relația. Absolut, da. Hai să ne gândim la un spectru. La un spectru. Dacă la capătul ăsta al spectrului avem eu câștig pentru mine în detrimentul tău, îți dau în cap și tu poți să mori că eu am câștigat. Iar la capătul ăsta al alt spectrului avem să câștigăm amândoi, pe termen lung relația să fie minunată și toată lumea să fie fericită și kumbaya, cum mai zic americanii prin talk show-uri, adică să cântăm cântece de îngeri. În lumea reală, negocierea se întâmplă undeva la mijloc. Nu este nici îți dau cu gheoaga în cap și îți iau avutul și nici să fim amândoi fericiți la sfârșit. Nu putem să fim amândoi la fel de fericiți la sfârșit și este legea naturii. Atenție, e legea naturii. Dacă competiționăm pentru niște resurse, natura, ecosistemul natural e gândit în așa fel încât fiecare parte implicată în acea negociere să se străduiască să câștige. De asta ne plac concursurile care au locul întâi și locul doi. Altfel am zice, domnule, la acest concurs vrem să iasă amândoi pe locul întâi, ăștia doi competitori. Vrem Simona Halep și cu cine mai joacă tenis să aibă, să joace la nesfârșit, să nu iasă niciun câștigător, pentru că vrem să fie win-win. Ideea de win-win... În șac se poate așa, la un moment dat da, se da. Cere remiză. Care, apropo, șahul este un, un sport, în ghilimele, foarte intelectual și foarte abstract, în care noțiunile astea morale sunt mai prezente. Aș spune că dacă doi oameni joacă șac, s-ar putea spune că au făcut remiză și au rămas la fel, dar publicul tot va avea partipriuri și preferințe. Cine se uită la respectivul joc o să spună, ăsta e preferatul meu, ăsta e preferatul meu. Mi-aduc aminte o schemă de joc, că am jucat șac în tinerețe și mi-aduc aminte vag de o schemă de joc de final în care cineva rămâne doar cu regele și cineva cu un pion și rege. Și făcând niște mutări simetrice, nu joacă la nesfârșit. Da, deci mi se pare că asta e o anomalie și nu cred că se aplică în excepția care confirmă regula, dacă vrei. Nu cred că se aplică decât în foarte, foarte rare cazuri. În lumea reală, win-win este doar o jumătate de adevăr, pentru că da, e important să ajungem cam în aceeași zonă, adică să maximizăm ce putem câștiga amândoi, dar nu poți să ai tu pretenția ca eu să urmăresc interesul tău înaintea interesului meu. Despre asta e vorba. Bine, eu am trăit în lumea de afaceri ca antreprenor și situații în care cei în poziția să te calce pe cap cu totul o fac fără scrupule, doar că sunt în poziția în care nu interesează relația deloc, doar da, maximizarea profitului. Dacă ne întoarcem, dacă ne întoarcem la jocul pe termen lung, cel mai probabil ei își vor primi plata ulterior, în sensul în care societatea, ecosistemul, sancționează genul ăsta de comportament. Deci, n-aș fi așa de preocupat de, aoleu, am fost manipulat, atâta timp cât tu te manipulezi singur. De și fapt. Cum ne manipulăm singuri? Modul în care ne manipulăm singuri e foarte interesant, e ușor de explicat. Îți propui să faci ceva și nu faci. Aia e o automanipulare. Cu alte cuvinte, deși poți să spui prietenilor tăi, să spui pe gură, de astăzi încep o dietă, de astăzi o să mănânc numai salate, de astăzi o să fac sport, o să fac mișcare, constatăm că ulterior, când treci pe lângă un restaurant, treci cu mașina printr-un drive-thru și cu două minute înainte, tocmai ți-ai spus sau le-ai spus celorlalți din mașină, vreau să-mi cumpăr ceva foarte dietetic și foarte sănătos. Și când te întreabă domnișoara la drive-thru respectiv, vreți și cartofi prăjiți cu asta? Vreți și o cola mare?
Ați vrea la promoție, avem în acest moment un double cheeseburger cu bacon și cu jumere sau nu știu eu ce, niște nuggets deep fried, vreți? Și tu spui, da, haideți, mergi. Și după aia, imediat creezi o poveste și le spui celorlalți din mașină ceva de genul, astăzi e ziua în care mă răsfăț, pentru că de fapt toată săptămâna n-am mâncat decât iarbă. Poți crea povești din orice. Aia e automanipulare. Te automanipulezi pentru că e prea mare distanța între intenție și realitate. Și sunt niște elemente care te-au influențat. Probabil sute de microelemente care te-au influențat să te automanipulezi. O să dau câteva exemple. Poate că ai auzit pe cineva, vorbind cu câteva minute mai devreme, ce cheeseburger super extraordinar a gustat săptămâna trecută la o petrecere și asta ți-a influențat psihicul. Sau ai trecut pe stradă și mirosul de șuncă prăjită ți-a invadat nările și ți-a afectat psihicul. Sau ai văzut o reclamă, un billboard stradal cu coada ochiului cu cineva care se bucură de un fast food decadent. Și toate elementele astea nu te influențează la modul logic-rațional. Te influențează subliminal, îi se mai spune, ruta periferică de influențare. Și aici cred că merită un pic de teorie. Există în anii 80 un model care are o denumire complicată și n-are rost să poposim asupra ei prea mult. Denumirea este LM. E vorba despre elaboration likelihood model, LM. Ce înseamnă elaboration likelihood model? Înseamnă în ce măsură persoana este dispusă să elaboreze în gândirea sa argumente. Și marea majoritate a oamenilor trăiesc cu impresia despre propria persoană că atunci când au de luat o decizie, elaborează în gândirea lor argumente. Realitatea este taman, pe dos. Marea majoritate a oamenilor n-au chef să gândească prea mult. Da, da, elaborează după aceea argumente ca să justifice decizia pe care o luat. Da, ulterior, da, ulterior poate să vină cu niște povești, cum spuneam mai devreme, dar care justifică, de fapt, trăirea interioară pe baza cărora decizii. Adică am luat deciziile emoțional, dar pentru a putea fi, din punct de vedere social, acceptați, venim cu niște elaborări, cu niște justificări. Asta e foarte adevărat. Dar impresia cu care trăim este că nu, domne, eu gândesc, sunt o persoană care ia decizii rațional, pentru că noi așa, am făcut tata școală, sunt un om rațional. Marea majoritate a deciziilor nu se iau așa. Există chiar o statistică făcută de Joe Sugarman care spune că în ce privește vânzările pe internet, probabil 90-95% din decizii sunt luate emoțional. Deci fără prea multă analiză. Și atunci întrebarea este pe ce bază ai luat decizia? Și răspunsul este ai luat decizia pe bază. Am văzut cu coada ochiului panou, am auzit pe cineva vorbind, am simțit mirosul trecând pe stradă, adică pe argumente periferice, așa se numesc. Peti și Cacioppo, cei care au creat LMU, acest model de înțelegere a ce înseamnă influențarea, persoasiunea, manipularea, dacă vrei, spun foarte clar, spun că există ruta centrală și ruta periferică de influențare. Ruta centrală e aia cu argumente. Dacă te duci într-un showroom că vrei să-ți cumperi o mașină și ești genul care ți-ai făcut lecțiile și spui vreau cu cilindrii aia, atât culoarea aia, scaune de piele, dar piele din aia din Spania, nu piele din aia din Rusia, vreau să aibă atâta cilindree, atâta economie la carburant, să fie exact modelul cu tare. Atunci ești pe ruta centrală, adică ești în zona în care elaborezi argumentele necesare pentru decizii. Ei, câți oameni cumpără mașini așa? Foarte puțin. Suntem tentați să spunem, eu, așa se cumpără mașinile, este perfect, da, așa mă gândesc. Aia care au o minte inginerească și care, pentru care miza e foarte mare, probabil cumpără mașini așa. Întrebare, câți cumpără mașini pe următoarele criterii? Wow, ce culoare mișto are! Ce o să zică vecinii când o parchez în fața blocului? Ce mișto mă simt, miroase a piele înăuntru când intri, se vede că e o mașină nouă, este mai bună decât mașina aia la altă pe care am avut-o. Toate argumentele astea sunt eminamente periferice. Jantele strălucesc, știi? Are faruri cu neon. Tu nu știi ce aia care are faruri cu neon, dar ți se pare că sună cool. Are
formatic sau quattro, că nu degeaba există aceste denumiri la un agregat din motor care există la toate mașinile, de fapt, doar că le-au denumit diferit. Tehnica asta se numește ingredient magic. Adică inginerii, producătorii, de fapt, respectivului obiect, al mașinii în speță, dau un nume la un element care există oricum acolo și care nu e o inovație extraordinară, dar pentru că îi dau un nume, dau percepția că e ceva foarte gândit, foarte lucrat, ceva care a meritat să fie înregistrat la OSIM sau la forurile respective, știi? Foarte multe creme au coenzima Q10, fie vorba între noi. Numai că dacă tu vezi, cumpăr această cremă și vezi în paralel, cumpăr această cremă, are coenzima Q10, o zici, bă, îmi iau din aia cu coenzima Q10. Că face ce o chestie. Că nu e simplă, are coenzima Q10. Ghiși ce, și aia la altă are coenzima Q10. Problema este că marketerii n-au fost suficient de inteligență în legătură cu asta să spună că are coenzima Q10. Sunt tot felul de găselnițe din astea care merg pe ruta periferică, așa cum spuneam mai devreme, în modelul lui Petit și Cacioppo, și mergând pe ruta periferică, influențează, conving. Întrebare, ai fost manipulat? Răspuns, depinde cum pui problema. Dacă în momentul în care tu mergi pe stradă, vezi într-o vitrină un manechin, eventual viu, că se practică și asta în vitrină, foarte bine îmbrăcat și te regăsești în imaginea respectivă și 5 minute mai târziu, deși n-aveai nicio intenție, ieși cu blugii ăia super mișto pe tine din magazin, întrebarea, ai fost manipulat sau n-ai fost manipulat? Și aș zice așa, răspunsul este dat de două criterii fundamentale. Primul criteriu este intenția celui care a comunicat cu tine. Dacă intenția celui care a comunicat cu tine a fost să-ți facă rău, probabil că e sănătos să spunem că ai fost manipulat. Dar nu e doar ăsta criteriu, mai este un criteriu și anume rezultatul. Rezultatul este, după ce ți-ai luat blugii ăia, te bucuri că i-ai luat sau ești supărat, trist, simți furie pentru că ai fost păcălit? Mi se pare că astea două elemente sunt fundamentale și trebuie să existe împreună atunci când analizăm dacă e manipulare sau nu e manipulare. Uite, îmi venea în minte o schemă care este clar manipulare la cei care practică alba-neagră. Uh-huh. Și e un întreg scenariu în care sunt și alții în public care se fac că sunt jucători autentici, dar de fapt sunt în înțelegere cu ăia și se fac că câștigă și așa mai departe. Deci tot contextul este creat de așa natură, de așa manieră, încât să inducă periferic, să te inducă către o anumită decizie. Dar din nou, dacă tu ești super fericit după aia cu rezultatul, ai mai fost manipulat? Asta e o discuție, știi? Zici, am fost manipulat. Nu, ești manipulat numai când ești supărat după aia. Pentru că, de exemplu, dacă un doctor folosește argumente persuasive, inclusiv te amenință, da? În orice alt context ai putea să spui, cum adică să fiu amenințat, să scot banii din buzunar, să plătesc? Asta e manipulare, nu există așa ceva. Dar un doctor vine, se uită în ochii tăi, se încruntă și spune, bă, dacă nu pui mâna acum și cumperi medicamentul ăsta și le iei, să mori. Tehnica e identică. Cineva poate să te convingă prin frică să cumperi ceva care nu-ți trebuie și care e o prostie. Altcineva poate să te convingă tot prin frică, făcând apel la frică mai exact, să iei un medicament și constați după aia că te simți mai bine și nu mai ai boala respectivă. Ai fost manipulat? Nu. Deci, intenția și rezultatul sunt amândouă importante, iar astea două, intenția și rezultatul, ar trebui să fie conectate cu responsabilitatea. Tu ești cel care decide dacă accepți un argument sau nu, tu ești cel care aude, tu ești cel care vede, tu ești cel care primește mesajul. Dacă tu nu-ți asumi nimic în legătură cu asta, asta este mai curând a da vina pe alții pentru o problemă pe care o ai tu, decât să zici, aoleu, manipulare, e un termen din ăsta foarte serios. Da, uite, o să sperios. Spun o situație din spectrul personal, pentru că tu ai fost foarte mult în zona de business. Animalele și copiii mici par să fie vrăjitorii manipulării și să scoată absolut, de la noi. Da. Sunt de acord. Și uneori astea două merg împreună și se întorc în business. Știi, există un exemplu clasic care se numește The Puppy Dog Close. Închiderea de tip pui de cățel.
Așa i s-a dat denumirea, e o denumire sugestivă și spune așa, într-un mall, o familie cu un copil, să zicem o fetiță de 7 ani, se plimbă pe aleea aia și ajung în dreptul magazinului cu animale. Și fetița se duce în mod natural la vitrină, care există un motiv pentru care vitrina respectivă este până jos și sunt niște pui de cățel care se joacă acolo și se duce la vitrină, după aia își convinge părinții să intre în magazin, după aia își convinge părinții să o lase să ia un pui de cățel în brațe și să-l mângâie și după aia vânzătorul zice, știți că noi avem un program special în care ca să ne asigurăm că cățelul respectiv ajunge pe mâini bune, îl dăm în weekend acasă 2 zile, ca asta se întâmplă de obicei vinerea, îl dăm în weekend acasă 2 zile cățelul și dacă familia nu-și dorește după alea 2 zile să păstreze cățelul și dacă nu există compatibilitate între ei, îl luăm înapoi fără niciun fel de problemă, fără să existe niciun fel de transfer financiar, tot ce aveți de făcut este să îi cumpărați o pungă de mâncare pentru sâmbătă și duminică. Ce crezi că se întâmplă? În mod evident că copilul se atașează de cățel și copilul devine vânzătorul către părinți în locul vânzătorului din magazin. Și asta se numește puppy dog close, adică închiderea de tip pui de cățel. Este manipulare? Răspuns. Dacă familia este fericită ulterior pentru că are acel cățel, probabil că ideea asta că e o manipulare dispare. Dacă familia e nefericită, e foarte tentant să dea vina pe ea. Mama lor de hoț, uite ce fac, manipulează lumea emoțional să îi convingă să-și ia animăluțul acasă. Lasă că știu eu ce fac, lasă că știu eu ce fac. De fapt, nu ți-ai asumat răspunderea pentru decizia pe care tu ai luat-o, că nu ai fost obligat să accepți oferta respectivă. Nu este normal ca un comerciant să facă cea mai bună ofertă de care e în stare? E normal. Este normal de asemenea ca tu să zici da sau să zici nu. Deci să nu confundăm cu manipularea faptul că suntem susceptibili la influență și că nu ne asumăm răspunderea pentru deciziile pe care le luăm noi. Pentru că efectul pe termen lung e foarte nociv. Am să mai dau un cadru aici, am să mai dau un unghi. Ce se întâmplă dacă tu continui să spui de dimineață până seara, de la vârsta de 10 ani până la vârsta de 80 de ani, am fost manipulat, am fost manipulat, am fost manipulat. Ce se întâmplă? Se întâmplă că o să fii nefericit. Și în postura de victimă. Da, te pui tot timpul în postura de victimă și zici, a, trăim într-o țară în care ăștia ne manipulează pe noi. Așa, și dacă spui asta, cine câștigă? Răspunsul este nimeni. Aia care să zicem că te manipulează, îi doare în cot de părerea ta, oricum. Dacă intenția lor era negativă și au asumat faptul că o să fie criticați că sunt manipulativi, nu-i așa? Iar tu dacă insiști și continui chestia asta, nu faci decât să acumulezi negativitate și frustrare în interiorul tău și să o vezi probabil pe ceilalți membri ai familiei tale. Dar fiind de partea cealaltă, a celui care ar putea manipula, există niște criterii morale, niște zone în care ceea ce faci să nu se reflecte într-un mod negativ asupra ta? Deci, părerea mea este că tehnicile de influențare sunt ca electricitatea. Ele pot fi folosite să curenteze pe cineva sau să dea lumină și căldură. Intenția și moralitatea sunt la purtător pentru fiecare. Tu poți să tragi concluzia, bă, unii oameni sunt cu intenții negative la adresa mea. Poți să tragi concluzia asta. Întrebare, te ajută mai mult să trăiești tot timpul cu paranoia că cineva încearcă să te influențeze sau să înveți tu respectivele metode sau tehnici astfel încât să-ți dai seama când cineva încearcă asta și prin încercare eroare să poți să faci separația între cei alături de care vrei să fii împreună cu care vrei să fii și să te îndepărtezi rapid de cei care îți dau semne că au de fapt propriul lor interes în minte. Știi, este ca principiul cu drobul de sare. Există un drob de sare în poveste. Există un drob de sare. Aoleo, o să cadă pe copil. Mută copilul. Adică fă tu ceva în direcția asta. Acum ca să revin la observația ta, care ar trebui să fie fibra morală sau criteriile celui care folosește genul ăsta de regulă.
Părerea mea este că numărul unu este dorința sinceră de a îl ajuta pe celălalt sau de a contribui la ceilalți. Dacă ai lucrul ăsta și este prevalent, este prioritar pentru tine, toate celelalte se vor rearanja. Știi, există zicerea asta de la Nicolae Steinhardt, dăruind vei dobândi. Și cine nu face asta, cine nu dăruiește, ce face de fapt? Ia! Cine nu dăruiește, care-i focusul atenției lui? Este să ia cât mai mult, să obțină cât mai mult. Studiile de la Wharton School of Business sunt relevante în privința asta. Profesorul Adam Grant, care în anii din urmă era unul dintre cei mai tineri și iubiți profesori de la Wharton, un autor de asemenea de succes, de talent, a scris o carte, se numește Give and Take, a dat și a luat. În cartea respectivă vine cu studii științifice serioase, în care spunem că într-o colectivitate obișnuită o să întâlnim trei categorii de oameni. O să întâlnim dăruitori, adică dăruind, care asta și cred, oamenii ăștia asta cred. Cred că dacă dăruiești, la un moment dat ți se întoarce cumva. Nu neapărat de la persoana respectivă, dar poate pentru că ceilalți au observat că ești genul de om care dă, că ești darnic. Se activează în ei o lege fundamentală a triburilor, a comunităților, care este legea reciprocității și care spune că atunci când primești, ai tendința să dai ceva la schimb. Ce spune însă Grant este că nu toți oamenii au această pornire să dea ceva la schimb. Din vreo 10 oameni în medie, 2 n-au această pornire. Adică dacă le dai, iau și vor mai mult fără să dea nimic la schimb. Ăștia se numesc profitori. Dar întrebarea care se pune este, dacă tu trăiești cu impresia că toți oamenii din jurul tău sunt profitori, deci nu 2 din 10, ci 10 din 10, dacă trăiești cu această impresie, ce o să se întâmple cu tine? Numărul 1, o să devii paranoic, o să ai tot timpul impresia că ești manipulat. Numărul 2, o să încerci să te ferești de manipulare și asta înseamnă că orice ofertă primești, o să o privești cu scepticism, cu circumspecție, o să te îndepărtezi, o să îi fugărești pe ceilalți de lângă tine. Numărul 3, o să începi probabil să dezvolți tu însuți un comportament de profitor. Adică o să zici, bă... Dacă toți fac așa? Dacă toți fac așa, ia să fac și eu. Sau o să zici, bă... Cea mai bună apărare este atacul. Ia să iau eu primul, că de fapt oricum toți au această abordare. Și ce am descris până acum sunt de fapt 3 categorii, nu 2. Că avem dăruitori, avem profitori, dar mai avem un grup care se numește, hai să spunem, egalizatori, îmi place mie să le spun. În engleză sună bine, matchers. Ăștia sunt cei mai mulți? Ăștia sunt cei mai mulți, sunt cam 50% dintr-un grup. Adică din 10, poate că 2 sunt profitori, poate că 2-3 sunt eminamente dăruitori și vreo 5 sunt egalizatori. Dar egalizatorii ce fac? Ei au tendința să uite la normele grupului, la norma grupului. Cum să fac lucrurile pe aici? În acest birou, în această organizație, toată lumea fură. Ce fură? Hârtie igienică, capsator, plicuri, le-au acasă la sfârșitul programului să-și facă stoc. Da? Deci asta este norma grupului. Păi care-i concluzia? Hai să facem și noi la fel. Și în felul ăsta o cultură întreagă de comunitate poate aluneca în zona de profitori. Dacă tu ești dăruitor în esența ta, ce ai de făcut este să dăruiești, să dăruiești, să dăruiești, dar nu ca prostul. Cu alte cuvinte, trebuie să-ți dezvolți aparatul prin care îți dai seama în ce context sau în ce mediu te găsești, pentru că altfel o să fii manipulat nu neapărat de o persoană, ci de întregul grup care are norma asta nocivă că a fura e normal sau că a vorbi urât este normal. Și dacă tu ești genul care dăruiește politețe, da? Îți place să vorbești frumos, să-i pui pe oameni într-o stare bună, să le zâmbești și toată lumea urlă și dă cu pumnul în masă acolo pentru că este, să zicem, un mediu, cum se mai vede prin filmele americane, ca cel de la bursă, în care oamenii sunt agresivi și foarte competitivi. Folosesc o vorbă populară, nu o să faci mulți purici pe acolo, probabil, decât cu prețul sănătății tale mentale. Și atunci e foarte important să îți trăiești viața în contact cu realitatea și să-ți dai seama ce e despre tine și ce nu. Și asta spuneam, nu porni cu ideea preconcepută că toată lumea manipulează în jurul tău, dar nici nu porni cu opusul ideii. Adică toată lumea e bună, toată lumea e fericită, toată lumea vrea binele la toată lumea. Uită-te cu atenție și cu realism și ia decizii informate în funcție de contextul
în care te găsești. Dar elementul cheie rămâne asta. Asumă-ți responsabilitatea pentru asta. Că e foarte tentant și foarte ușor să spui, a, e vina lor, e din cauza lor, ei mă manipulează, guvernul mă manipulează, mass media, etc. Se spune, poți alege să fii fie manipulat, fie neinformat. Da, ambele situații mi se par foarte neplăcute și aș mai zice că a doua duce la prima. Dacă ești neinformat, ești candidat la a fi manipulat. Dar mă întorc la automanipulare, Andy. Există metode, abordări prin care să ne automanipulăm într-un sens pozitiv, într-un sens care să ducă la performanță, absolut, la succes? Da. Absolut. Ce ai de făcut este să folosești aceleași unelte, dar cu intenție pozitivă pe latura luminoasă a lor. Și o să-ți dau câteva exemple din știința instalării obiceiurilor. În știința instalării obiceiurilor sunt niște mecanisme. James Clear vorbește despre asta foarte frumos în cartea lui Atomic Habits. Există niște mecanisme prin care dacă le pui la treabă, ele generează un sistem care te determină să instalezi obiceiuri noi și bune. Ce spune el foarte interesant? Zice, același sistem care te determină să instalezi obiceiuri noi și bune, este sistemul care întreține obiceiurile vechi și proaste. Deci, dacă tu înțelegi ce sistem întreține obiceiurile vechi și proaste, o să ai capacitatea să instalezi, să controlezi situația și să instalezi obiceiuri noi și bune. Putem da un exemplu? Da, îți dau un exemplu. Să spunem că vrei să... Îl iau pe ăsta cu dieta pentru că e foarte ușor de înțeles de toată lumea. Vrei să ții dietă, vrei să slăbești, vrei să mănânci sănătos. Dacă tu când intri în bucătărie, pe masa din bucătărie există în mod tradițional la tine în casă o bombonieră cu tot felul de dulciuri sau există la tine pe masă o fructieră cu fructe atent alese astfel încât să n-aibă indice glicemic prea mare, să zicem mere verzi, ce se va întâmpla într-un orizont de timp de 5 ani de zile? Dacă asta este obiceiul casei, există o bombonieră sau o fructieră? Răspunsul cred că e ușor de detectat. De fiecare dată când treci pe acolo, ruta periferică de influențare de care vorbeam mai devreme își face efectul. Adică tu cu coada ochiului vezi bomboniera respectivă. Treci pe acolo și în funcție de nivelul de stres pe care îl ai, cu cât nivelul tău de stres este mai mare, cu atât tentația să elaborezi logic ce faci este mai scăzută. Deci vei fi pe ruta periferică. Mâna ta pleacă singură, ia o bomboană, nici nu-ți dai seama că ai mâncat-o și repeți procesul de mai multe ori. Și instalezi obiceiul ca condițiile de mediu să favorizeze faptul că nu o să ții dietă, că n-ai cum să ții dietă. Doar această schimbare, schimbi bomboniera cu fructiera, poate să modifice, chiar dacă puțin la început, șansele, în sens pozitiv, să instalezi obiceiul de dietă. Asta e un exemplu. Un alt exemplu. Dacă tu ești de către membrii familiei tale, să zicem, luat în râs, luat la mișto atunci când încerci să ții dietă și tu spui, băi, vreau să țin dietă și membrii familiei tale îți spun, ai mai vrut și anul trecut pe vremea asta, este a șaptea oară când vrei, aplaudăm faptul că vrei. Ironic. Este foarte diferit față de situația în care când mănânci o salată, să primești un thumbs up, să-ți spună membrii familiei bravo că mănânci o salată și eventual să nu mănânci sub nasul tău o flake foarte învelită cu grăsime și cu un pahar de cola sau mai știu eu ce. Deci elementele astea subtile care ne înconjoară, vorbește Clear despre crearea sistemului pentru instalarea obiceiului. Deci, ce vrei să faci este să, ghilimele, manipulezi mediul ca să-ți facilitezi manipularea pozitivă pentru instalarea de obicei bun și nou. Știi? Și astea sunt câteva lucruri pe care oricine le poate face. E nevoie însă de un pic de strategie și poate cel mai important lucru dintre toate este să nu ai tentația asta care este uluitor de mare, tentația de a da vina pe exterior. Știi, există această, în psihologie, această iluzie a superiorității. Și iluzia superiorității sună cam așa. Când fac ceva care este bine, eu sunt cauza. Când fac ceva care iese prost, cauza e exterioară.
Și asta îmi întreține mie percepția că eu sunt ok, dar de fapt lumea nu e ok. Și este un mecanism psihologic adaptativ, adică pentru a putea rămâne cât de cât întreg la cap, am această mecanică mentală în care îmi iese ceva bine, mă bat pe umăr, îmi iese ceva prost, le dau un pumn în nas celorlalți, e din cauza voastră. Și asta e și cu manipularea, dacă ai fost într-un bazar, să zicem, și cineva ți-a vândut un covor. Și covorul ăla nici nu-ți trebuia, nici nu-i culoarea potrivită, dar era prețul foarte bun, în ghilimele, și prin vorbe te-a convins să iei acel covor. Ajungi covorul acasă, îl întinzi pe jos, vezi că nu-i ce-ți trebuie. Problema este că l-ai luat de la turci, nu te mai urci în mașină să te întorci să dai covorul înapoi, în bazarul din Istanbul. Care va fi concluzia pe care o vei trage? Cel mai probabil, pe iluzia superiorității, o spui, eu sunt un bun negociator, sunt un om bun, dar m-a prins aia pe un moment nefericit, m-a fentat și asta din cauza că sunt răi. Sunt niște golani, sunt niște șmeche, sunt niște manipulatori. Ideea este că ei asta fac de mii de ani, asta este jobul lor acolo în bazar, adică să facă bargain, cum zice englezul, să negocieze și n-au făcut cu tine ceva diferit decât făceau cu ceilalți. Dar tu fiind cu mentalitatea turistului, care n-aveai chef să cumperi nimic, erai pe ruta periferică de influențare, adică nu cu tot felul de argumente logice pregătite, contextul a fost setat în așa fel încât se știe, ia un ceai, ia ceva dulce, hai să vorbim, eu doar îți arăt, tu decizi, nu știu ce, pleacă prețul de sus, ajunge jos. Întrebarea este, când ajungi tu cu covorul în casă, dacă nu e cumpărătura pe care ți-ai dorit-o și te trezești covorul în casă, cine e vinovat? Ce îi spui celorlalți membri ai familiei tale? Îți asumi și le spui, bă, n-am văzut bine culorile când nu era lumina bună și am crezut că se potrivește aici în casă? Sau preferi să spui, bă, ești niște golani ăștia cu negocierile lor prin bazar, n-ai văzut așa ceva, mai ales dacă ei n-au fost acolo și n-au experiență. Suntem spre final, Andy, dar o să invoc un exemplu dintr-o carte care cred că se cheamă Passing Past Note. Să treci peste, Să treci peste nu, care apropo mi se pare un titlu mai bun decât Getting to Yes, o să explic în care de ce. Autorul, negociator de talie internațională, speaker și nu știu ce, se duce în Mexic, se duce în bazar și negociază la sânge o haină din aia tradițională a lor, are un nume specific și vine fericit acasă, nu știu ce, vine și nevasta în hotel și spune, de unde ai haina respectivă? Am cumpărat-o, am negociat la maxim, am dat $40 pe ea și prețul era 200. Da. Dacă nevasta scoate și ea plictisită din sacoșă o chestie identică și zice, eu am dat 20. Da, tu marele negociator. Da, e foarte bună observația asta și poate că merită abordată și într-o altă emisiune, într-un alt context, și anume faptul că noi suntem obsedați de ideea de a obține da, de a obține da de la celălalt. Dar de fapt nu obții un da atunci când negociezi, când comunici, ci treci de un nu. De asta spuneam că mi se pare mai bun titlul acestei cărți. Și trecutul ăsta peste nu, n-ar trebui lăsat la voia întâmplării. Asta înseamnă negociere, asta înseamnă influență, înseamnă să depășești niște bariere. Nu înseamnă doar să ajungi la rezultate. Am să închei cu următoarea afirmație și anume, studiile arată că oamenii se motivează în proporție de 70% aproximativ să facă acțiuni sau să accepte oferte care ajută să scape de probleme. Și numai vreo 30% să facă acțiuni sau să accepte oferte care îi ajută să obțină nu știu ce beneficii sau rezultate. E celebra piramida lui Maslow. Mai întâi vrem să fim în siguranță, să nu se întâmple ceva rău și după aia să ne elevăm către niște înălțimi sau să ne bucurăm de niște beneficii. Dar pentru a putea să te bucuri de niște beneficii trebuie să fii întâi sigur că nu se întâmplă nimic rău. Și cărțile americane și cultura americană vine peste noi cu tot felul de produse care ne spun gândește pozitiv, gândește pozitiv, gândește pozitiv. Dar asta e foarte specific cultural acolo. Și cred că noi, ca români, în cultura noastră de aici, ar trebui să fim un pic mai atenți la cum se trece peste nu, atât în plan personal, cum trecem peste propriile noastre bariere, propriul nostru nu, dar și cum, atunci când comunicăm cu ceilalți, nu acceptăm un nu din prima,
ci dacă avem convingerea că putem să ajutăm, putem să fim de folos, putem să contribuim, merită o negociere prin care, la fel ca medicul din poveste, îl convingem pe celălalt să ia tratamentul. Mulțumesc foarte mult, Andy. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori. Cred că a fost o ediție cu foarte, foarte multe insight-uri utile. Vă mulțumesc, revenind după o scurtă pauză publicitară.